Pentru început, spune-ne cine ești. Numele meu e Bobby Voicu, Bogdan Andrei Voicu, de fapt. Bobby Voicu, cum ziceau prietenii, mi-a zis sora mea. Și în momentul în care am intrat în online, așa am devenit cunoscut și așa mi-a rămas. Bobby Voicu. Și cum ai început? De unde ai pornit? Cred că am început să lucrez pe calculator de când aveam, cred, 6 ani. Atunci am văzut primul calculator, asta înseamnă 84. Și pentru cei care sunt născuți mai târziu, era ceva extraordinar să ai acces la un calculator înainte de Revoluție. Adică, cred că sunt deloc din Vaslui și cred că în tot orașul ăla erau 6 calculatoare, poate, cu excepția centrului de calcul. Și am avut ocazia să văd un calculator la momentul respectiv. M-au pasionat. Am început să învăț să programez mici prostii la momentul respectiv și am continuat cu pasiunea asta practic toată viața mea. N-am avut momente în care să nu fi avut un calculator undeva în apropiere. Ca să ajung în situația de astăzi, în care dacă iau un calcul și telefoanele, iPad-ul și mai știu eu ce, să am vreo 10 calculatoare în jur, știi? Deci îți dai seama, am devenit un om foarte legat de tehnologie. Ce să zic, mi-a plăcut asta foarte mult, dar la sfârșitul clasei a 8-a, când am și fost la concursul național de informatică de altfel, taică mi-a venit la mine și m-a întrebat, zice, auzi, tu ce vrei de fapt și de drept să faci? Și am zis, te duci la facultate de informatică, la AC, cum era atunci, sau faci altceva? Și am zis, nu, lasă, mă duc la ASE, la bănci și burse de valori, că nu vreau toată viața mea să stau în spatele unui calculator, știi? O ironie destul de, dacă stai să te gândești, un moment destul de ironic în alegerea mea, pentru că, într-adevăr, am terminat ASE-ul, dar tot în spatele unui calculator am ajuns. Și, na, am încercat tot felul de lucruri, cred că de mic. Am fost pasionat numai de ideea de a face bani, deși, din fericire, am făcut de mic, cât am fost pasionat de ideea de a face lucruri, știi? Începând de la 12 ani, când vedeam casete video, la 12 ani aveam Revoluția, aveam 11 ani și ceva. Și aveam, imediat după Revoluție, taică mi-a cumpărat un video recorder. Și făceam casete video și le vindeam colegilor de școală. Așa, la 16 ani vindeam calculatoare, deci tot timpul am încercat să leg ceea ce îmi plăcea cu modalitatea, cu orice posibilitate de a face bani. Am și muncit pentru alții de 3 ori până acum în viața mea, un an și ceva la un minister, 9 luni la Yahoo, cât au fost Yahoo în România până s-au retras în Europa de Est, am fost aici. Și 6 luni cât am lucrat pentru Intact, anul ăsta din martie până în octombrie. Și cred că nu mi se potrivește. Cred că țin minte când m-am apucat de online, acum 7 ani, am zis așa, vreau un job care să-mi permită să muncesc de absolut oriunde din lume, care să-mi permită să nu mă trezesc la 8 dimineața și care să-mi permită să călătoresc. Cumva mi s-au împlinit toate, știi? Dar între timp m-am trezit și angajat din când în când și până la urmă nu cred că angajarea e pentru mine. Cred că tot proiectele mele sunt cele care mă vor duce acolo unde vreau eu. Și na, cam asta sunt eu. Și am zis cam mult. Dă-mi câteva exemple de momente dificile și cum le-ai depășit, pentru că știi că, în general, oamenii zic, ok, a reușit aia, dar a mers totul bici. Ca să-ți dai seama, între lucrurile pe care le-am făcut, am avut grijă de o discotecă timp de 3 ani. Era discoteca familiei și, practic, eu eram partea de comunicare și management. Și management organizațional, dacă vrei, nu management complet. Apoi am avut o agenție imobiliară pe care am reușit să o falimentez în plin boom imobiliar. Nu știu cum am reușit. Dar a fost o experiență extrem de neplăcută pentru că era practic primul meu mare eșec. Și e foarte interesant, știi? Prima
primul moment în care te sună un furnizor și n-ai bani să-i plătești. Deci este, nu știu, te uiți la telefonul ăla, te mai gândești, mai stai puțin, las că-i răspund mai târziu, las că sunt mai târziu, te tot sună, las că-i spun. Îngrozitor. Și am zis că nu-i voi mai ajunge niciodată în situația de a nu, de a nu răspunde la telefon. Ok, în situația de a nu avea bani să plătesc la un anumit moment, am mai ajuns. Deci asta ar fi, cred că, primul moment dificil, primul meu faliment, să-i spunem. Prima firmă pe care am închis-o pentru că nu mai mergea. Așa, și pe urmă, cel mai greu moment a fost că m-am apucat să fac bani online, munceam pentru alții și la un moment dat am zis, ok, în următoarele 6 luni, munceam pentru alții, eram freelancer, știi, luam clienți, cum ar veni. Nu eram angajat și am zis la un moment dat, ok, în următoarele 6 luni îmi pornesc proiectele proprii și nu mai rău, nu știu ce o să se întâmple, dar am vrut să mă mai... Și a fost ciudat pentru că a trebuit să-mi împrumut niște bani cuiva apropiat și am rămas fără fondul ăla de backup, fondul de, pe care mă bazam. Și ultimele 2 luni din alea 6 luni, care practic au fost chiar ultimele 2 luni în care nu făceam bani din proiectele mele, au fost cele mai dificile pentru că aveam 200.000 de lei pe săptămână bani de mâncare. Am mâncat atunci cartofi prăjiți cu pâine și cu ketchup de mei și pe urechi, cred că dacă apăsai pe mine, mi ieșeau tubercul din față, știi? Cumva a fost și un moment foarte ciudat. S-a suprapus și cu... Deci alimentația proastă s-a suprapus. Eu am făcut foarte mult sport când eram tânăr. S-a suprapus și cu faptul că n-am mai făcut așa de mult sport și nu știu ce. Și practic în anul ăla m-am îngrășat 25 de kilograme. Deci m-am făcut huge, ca acum. Deci acum sunt, de atunci sunt tot așa. Așa? Cam ăla cred că a fost cel mai greu moment. Și ulterior, știi, ulterior, cred că momentele cele mai dificile erau când știai că te poți angaja. Cred că astea erau cele mai dificile momente. Când știam că, când primeam oferte de job, unde teoretic aș fi câștigat mai mult decât câștigam eu, dar știam că nu mi-ar plăcea. Însă aveam momente când nu-mi intrau bani sau față de genul ăsta și trebuia să împrumut și era îngrozitor. Și am avut. Practic, din momentul în care am început să fac business-ul meu, am trecut prin tot felul de astfel de momente. Prin momente de... pentru că, uite, primeam banii prin Google AdSense, da? Și primeam în bancă. Și în 2004, sau nu în 2004, cred că în 2005, am să iau un credit. 2006, de la BRD. Și deci în BRD primeam destui bani lunar în contul ăla. Și m-am dus la ei și le-am zis, ok, vreau și eu un credit. Și mi-au zis, da, dar știi că ce venituri ai? Păi zic, uite, de 2 ani primesc banii ăștia la voi în cont. Păi ce, ești angajat la Google? Da, erau check-uri la AdSense, la Google AdSense. Și zic, nu. Păi atunci nu o ștampilă de la ei, o hârtie ștampilată. Dar îi zic, bă, fraților, nu folosești ștampile. Și n-au vrut să-mi dea credit. Deci eu n-am putut să iau credit, indiferent câți bani câștigam. S-a transformat într-o binecuvântare. Pentru că 2 ani mai târziu, în 2008, când a venit nebunia, eu nu aveam absolut niciun credit și încă nu am. N-am avut niciodată credit în viața mea. Cred că toate băncile mă iubesc în momentul ăsta. Dar atunci pentru moment a fost greu, pentru că practic eu nu mi-am putut dezvolta business-ul cu un credit. Știi? Și nici nu voiam să ia cineva în locul meu. N-am putut. Orice am făcut a trebuit să fac fie cu cash, fie cu bani de la prieteni, fie cu împrumuturi comerciale, în care discutam cu cineva, îmi dădea niște bani înainte și așa. Și a mers ceva mai greu. Și așa că am avut multe momente în care trebuia să întârzi plățile. Momente, de exemplu, la începutul anului trecut, timp de 6 luni, nu intra niciun ban, deși eu aveam factura terminată, proiectele și tot. Și în momentul în care ai de plătit niște oameni și de dat niște salarii, devine dificil. Că în momentul în care eram numai eu, era simplu, știi? A fost foarte greu și încă e. Încă mai sunt momente în care mă trezesc dimineața și mă gândesc, ok, săptămâna viitoare trebuie să plătesc salarii. Din fericire, sumele nu sunt extraordinar de mari și de bine de rău mă descurc. Da, știu, nu vă uitați acum că nu e nimeni în birou, dar săptămâna asta a fost ceva mai liberă, că au fost o grămadă de evenimente și am preferat să
să lăsăm să se... Nu, ce să zic. Nu e, ușor. Nu e ușor. Pe de altă parte, în momentul în care începe să-ți iasă, e super ok. Adică, satisfacția e extraordinară. Știi, momentele în care începi să vezi rezultatele. Știi? Și ideea este că, practic, ai un prag după care rezultatele încep să se vadă crescând, văzând cu ochii. Mă repet puțin, da. Pur și simplu te uiți de la o zi la alta și vezi diferențe de, nu știu, de 2% în venituri sau chestii de genul ăsta. Sau nu mai alegi deodată, nu mai alegi după clienți, te sună ei pe tine. Numai că mie mi-a luat 5 ani ca să ajung acolo. Mulți se trezesc astăzi că vor să-și facă o treabă și se așteaptă ca mâine deja totul să se întâmple. Și nu se întâmplă. Și extrem de greu să-i explici. Și extrem de greu să-i explici alor tăi, celor din familie, celor care te iubesc, celor care nu vor să te vadă chinuindu-te, știi? Că de fapt tu asta vrei. Adică eu aveam probleme inclusiv cu părinții mei care îmi spuneau, bă, ești deștept, te pricep la calculatoare, te-ai la bănci. De ce nu te duci să te angajezi într-o bancă? Oricine vrea să te angajeze, știi? Și este extrem de dificil să le explici, mai ales că ei nu înțelegeau. Cred că acum înțeleg, deși nu sunt foarte sigur, din ce îmi vin mie bani. Dar atunci sigur nu înțelegeau, acum 5-6 ani, știi? Și e extrem de dificil și cumva trebuie să înțelegi la un moment dat că oamenii aia care trag de tine, indiferent cât de bine intenționați sunt, că ei practic nu vor să te vadă că suferi. S-ar putea ca uneori să fie, o frână. Am primit-o. Și nu neapărat o frână, cât, nu știu cum să zic, știi, noi ca oameni, de obicei, avem nevoie de... Nouă ne e foarte ușor să găsim motive pentru care nu facem ceva. E extrem de ușor ne e să ne argumentăm incapacitatea sau lipsa de dorință de a face ceva. Și atunci, în momentul în care cineva vine și te trage puțin înapoi și zice, bă, da, e greu, nu te chinui, o să suferi, o să-ți fie dificil, atunci zici, bă, da, așa e. Și nu te mai apuci, știi? Ideea este întotdeauna, când ai o problemă, să te gândești la motivele pentru care să faci și să tragi de ele. Dacă reușești să-ți găsești motivele alea, care sunt cele mai dificile, în momentul ăla vei merge numai înainte. Și nu e ușor. Da? De exemplu, când m-am angajat la Iacuți în minte, era ceva extraordinar. Eu eram plecat din țară la momentul respectiv. Plecasem în jurul lumii. Mă opusem în Turcia pentru 2 luni. Și m-au sunat, au zis, ok, vrem să ne întâlnim, eu le-am zis că nu sunt în București și nici n-am de gând să vin în București. Au venit ei în Turcia și au discutat cu mine și am zis, ok, mi s-a părut super interesant, am zis că e o oportunitate pe care n-am de ce să o ratez. Faza este că în momentul în care m-am dus, când m-am întors și am anunțat, toată lumea era, mamă, felicitări extraordinar, eu eram în depresie, pentru că mă angajasem. Și era, pentru mine, era un eșec. Pentru că eu mi-am găsit toate argumentele să mă angajez, dar nu reușisem să-mi găsesc un argument să nu mă angajez. Până la urmă a fost un lucru bun, știi? Pentru că mi-a adăugat ceva la CV care mă ajută aproape în orice fac în momentul ăsta. Oricând spun cuiva, de exemplu, am fost ieri la How to Web, da, și am spus cuiva, ok, nu mai știu despre ce discutam, și persoana respectivă spune că am auzit că ai fost la Yahoo, că ai fost reprezentantul Yahoo în România sau ceva de genul ăsta. Deci, cumva, te ajută pentru că te precede, știi? Pe de altă parte, însă, atunci eram în depresie. Și numai bine, când am ieșit, eu am plecat de ei. Deci a fost ok. Na. Momente... Cumva, dacă e să stau să mă gândesc, momentele grele, poate au fost la momentul respectiv, sau în momentul... Când se întâmplau, erau clar mult mai puternice. Dar după ce treci de ele, deja începi să-ți aduci aminte mai degrabă de lucrurile bune pe care le-ai făcut. Știi? Și să te gândești că, ok, m-am chinuit 9 luni să fac nu știu ce, uite, m-am chinuit la un proiect un an jumate, nu mi-a ieșit, am băgat o grămadă de bani în el și deodată renunț. Deci, ca să dai seama, am renunțat la proiectul ăla, adică era ceva așa, mă ocupam 1% din timp de el. Și mă duc tot la How to Web și vine cineva la mine și zice, auzi, am auzit că ai un proiect de genul ăsta. Și eu zic, da, uite,
I-am explicat despre ce e vorba și îmi spune, e vorba de un joc, un joc online. Și îmi spune, păi, ar trebui să stăm de vorbă. Și săptămâna viitoare, peste două săptămâni, mă întâlnesc cu niște oameni să stăm de vorbă despre proiectul ăla, știi? Adică, e atât de, se schimbă lucrurile într-un ritm atât de, de rapid și atât de neașteptat, încât, practic, nu poți să stai să te gândești, mamă, cum o fi. Și care e learning-ul principal al experienței tale? Ce crezi că de a fost motorul? Da, motorul care te ajută să reușești. Fac lucruri care îmi plac. Nu cred că aș putea să... Fac lucruri care îmi plac și eu sunt comod. Sunt un om leneș. Ok, nu leneș, comod, cred că e cuvântul. Adică prefer să mă gândesc la lucruri interesante și apoi să găsesc cu oameni cu care să fac lucruri, cu care să fac proiecte. Și atunci, în permanență, am găsit oameni foarte mișto cu care am lucrat, știi? Așa, și... Na. Să faci ceva ce-ți place și să găsești o modalitate de a face și bani din asta, știi? Și să nu te lași. Să nu te lași. Adică dacă vrei ceva, pune-ți pe o hârtie în față ce vrei și întotdeauna în clipa în care e jos, uite-te la hârtia aia să știi că aia vrei să faci. Eu am tot luat-o într-o parte și în alta, acum nu pot să zic că am mers direct acolo. Dar în mare, acolo am mers. Și tot învăț, mai tai, mai învăț, mai tai. Și tot așa. Și până la urmă, da. O să ajungem în situația în care o să am de zis, o să pot să fac și eu ca Silviu Hotăran, uite, eu am schimbat IT-ul din România sau ceva de genul ăsta. E unul dintre modelele mele, așa. Este un cadavar.